Spaniolii caută persoane pentru culesul căpșunelor. Durata contractului este de 3 luni și nu se impun condiții legate de cunoașterea limbii, experiența în domeniu nefiind nici obligatorie. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj oferă prin serviciul EURES 800 de locuri de muncă în Spania pentru culesul căpșunilor. Contractele sunt pe o perioadă de 3 luni. Se plătește 38 de euro brut pe zi. Persoanele care sunt interesate trebuie să se adreseze consilierului EURES din cadrul AJOFM Gorj pentru a se înscrie în baza noastră de date dacă nu sunt înscrise. Pentru aceasta le sunt necesare o adeverință de la medicul de familie pentru muncă clinic sănătos, cazier judiciar și buletinul original și copil. În ceea ce privește remunerația pentru fiecare zi lucrătoare, se oferă în jur de 38 de euro brut, iar doritorii sunt mulți. Te interesează? Da. Așa? De ce ai venit aici la AJOFM? Nu, am venit să mă interesez în ce locuri de muncă, dacă sunt. Și ai vrea să pleci în Spania? Da, de ce nu? Nu ți-e teamă? Nu. Nici de muncă? Nu, de absolut de nimic. De ce în Spania și nu în România? Pentru că se câștigă mai mulți bani. În România muncind degeaba. De ce Spania? Pentru că e mult mai bine ca în țară. Și câștigi mult mai bine. Nu ți-e frică de muncă, din agricultură? Nu, nu mi-e frică de nimic. De orice ar fi de muncă, e mult mai bine ca aici. Și ești mult mai bine plătit. Da. Pentru Spania, în agricultură, te-ar interesa ca proaspăt șomer? Nu știu ce să vă zic exact acum. Nu știu. De ce ți-e teamă? Plecați de acasă, distanța. Dar banii? Te-ar tenta? Normal. Vă dați seama că da. Ai găsit un loc de muncă în România? Momentan nu, că tocmai de asta mi-am băgat șomajul. Cât ai căutat? Nu prea mult. Gorjenii care doresc să-și depună un CV în acest sens sunt așteptați la sediul AJOFM la compartimentul EURES până la sfârșitul lunii.